triaz verzicolor este o afecțiune cutanată care este declanșată de o ciupercă, se numește Malassezia furfur, ciupercă pe care o regăsim în flora noastră microbiană alături de alții agenți patogeni. Aceasta apare mai frecvent în perioada de vară și se întâlnește, din punct de vedere clinic, sub două forme. O formă hipercromă, adică niște pete hiperpigmentare pe care le întâlnim la nivelul trunchiului, brațelor sau spatelui, și de asemenea o formă hipocromă, pete albe, care se regăsesc pe aceleași zone menționate mai devreme. Pitriazis versicolor nu este o afecțiune contagioasă și, ca să dezbatem un mit, nu se transmite de la un pacient la altul și, bineînțeles, noi nu putem să luăm această afecțiune de la piscină, pentru că mulți pacienți vin și spun: am fost la piscină și imediat mi-a apărut această afecțiune. Ea este declanșată de o serie de factori, și anume expunerea excesivă la soare, imunosupresia locală, o serie de afecțiuni precum diabetul zaharat, afecțiuni tiroidiene, pacienții care, bineînțeles, fac sport în mod exagerat, cei care nu poartă îmbrăcăminte de textură adecvată, de bumbac calitativ 100%, cei care poartă de obicei textură sintetică, și, bineînțeles, se reîntâlnește și în cazul pacienților care utilizează frecvent sauna sau emoliente de natură uleioasă la nivelul corpului. O tratăm cu tratament local, tratament care poate să fie reprezentat de creme pe bază antimicotică. Din cadrul acestora menționăm itraconazolul, ketaconazolul, geluri de curățare care conțin antifungice. Și, bineînțeles, în cazul pacienților cu forme extinse, se utilizează tratament antimicotic. De exemplu, cel mai frecvent utilizat este terbinafin. Perioada de administrare a tratamentului se întinde undeva între 4 și 6 săptămâni și, bineînțeles, pacientul trebuie să vină la control tocmai pentru a preveni recidivele.